Cu ani în urmă, în această perioadă, bărbații tăiau porcul, iar femeile se ocupau de pregătirea preparatelor specifice sărbătorilor de iarnă. În zilele noastre însă, obiceiul s-a cam pierdut, pentru că târgurile special amenajate oferă diverse produse numai bune de așezat pe masă. La Medgidia, în zona piațetei Decebal, au fost amplasate mai multe tarabe unde cetățenii pot găsi șorici, lebăr, tobă sau jumări. Toate au fost aduse de către producători de la sute de kilometri. De la Sighetul Marmației, cu produse tradiționale numai de casă, făcute din purge curte, țară, cum se spune pe aici, așa, produse făcute toate acasă, tobă, crânăciori, mușchi, ceafă crudă, fileu, de toate. Ocazia Crăciunului, ocazia zilei de Crăciun, ca să aducem produse tradiționale de la Săpânța, de exemplu, leberul 20, cartabușul 20, toba 20, deci prețuri convenabile pentru toată lumea. Cei care au reușit să ajungă și să își procure cele necesare pentru masa de Crăciun au fost încântați de modul de prezentare al mărfii. Și asta deoarece au putut degusta înainte să cumpere și au fost așteptați într-o ambianță de sărbătoare. Mai mult decât atât, oamenii susțin că în ultimii ani nu au mai avut posibilitatea să petreacă Ignatul așa cum se cuvine și au recurs la varianta cumpărării produselor tradiționale direct de la țăranii din piețe. Mai mă uit, mai mă uit. Negociați prețul? Cam așa, dar văd că dânsii nu vor. Nu, țin la preț. Dați-mi o bucățică de șoriș ca anul ăsta, clar nu tai porc și asta, pentru că trebuie să ne mai gândim și la sănătatea noastră. În trecut tăiați porcul? Da. Am luat nuci. Și după degustarea produselor delicioase, oamenii pot servi și o pălincă. Producătorii spun că s-au gândit la toate și au adus spre vânzare mai multe sortimente de produse alcoolice tradiționale românești.